Peste 75 de reprezentanți din industria agroalimentară s-au angajat în fața ministrului economiei că din iulie francezii vor vedea prețuri mai mici la raft pentru o serie de produse care au devenit prea scumpe din cauza inflației. Este vorba despre cereale, ulei, paste și carnea de pasăre. Nemulțumirile consumatorilor au crescut în ultimele luni din cauza creșterii inflației și scăderii puterii de cumpărare. Criticile lor s-au îndreptat constant spre marile supermarketuri, care au mărit exagerat prețurile, spun ei, pentru o serie de produse de bază. Ministrul economiei Bruno Le Maire spune că se vor face verificări pentru a vedea cine nu respectă regulile și că vor fi și sancțiuni. Banca Franței a anunțat recent că pentru a doua lună consecutiv, prețurile pentru materiile prime folosite în industria agroalimentară au scăzut și că această evoluție se va vedea în prețurile produselor finite. Media anuală calculată pentru prețurile produselor alimentare arată o creștere de 14,1% la nivelul lunii mai, față de 15% în aprilie. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.